pentru a avea an de an în grădina noastră roșiile care ne plac și dacă avem condiții să facem și răsaduri, cel mai indicat este să recoltăm semințele direct din grădină. Pentru aceasta trebuie să avem în vedere mai multe aspecte și o să le luăm pe rând. Roșia pe care o alegem pentru sămânță trebuie să fie foarte sănătoasă, să arate bine, să aibă forma, culoarea și dimensiunile specifice soiului și să fie luată de pe o plantă care la rândul ei este sănătoasă și respectă caracteristicile soiului privind înălțimea, precum și culoarea și forma frunzelor. În cercetările pe care le-am făcut, am descoperit specialiști care susțin că e mult mai bine să recoltăm semințele de la mai multe fructe, luate de pe mai multe plante. În felul acesta, riscăm mai puțin să apară fenomene de consanguinitate și, în același timp, dacă există boală ascunsă într-un fruct și noi am recoltat doar semințe din acel fruct, riscăm să pierdem soiul respectiv. Mi-a plăcut ideea și în măsura în care am mai multe plante sănătoase dintr-un soi, prefer să recoltez semințe din mai multe fructe, de pe mai multe plante. Gata, acestea sunt roșiile pentru sămânță, suficiente ca să umplem un hectar de roșii la anul. N-o să pun atâtea, dar cam atâtea semințe voi avea. Pentru a ne asigura că roșiile sunt foarte bine coapte, putem să le mai ținem 2-3 zile într-un loc umbros. La mine n-a fost cazul, pentru că mă așteptau de mult să le culeg și am trecut direct la următoarea etapă. Spălăm foarte bine roșiile, pentru că le putem folosi pulpa care rămâne după ce scoatem semințele. Eu, de exemplu, din roșii cherry fac niște bruschete cu usturoi. Unul dintre motivele pentru care roșiile se lasă la fermentat este că s-a observat că semințele se desprind mult mai ușor de gelatina care le înconjoară și se curăță mai ușor dacă stau o zi, două, în sucul propriu. Un alt efect al fermentației este că se realizează o primă dezinfecție asupra semințelor de tomate. Dacă renunți la acest efect destul de important, zic eu, și ai răbdare să speli semințele mult mai mult până se desprind unele de altele, poți să faci și direct spălarea semințelor fără să mai treci prin etapa de fermentație. Uscăm bine roșiile într-un șervet sau într-un tifon, așa cum am făcut eu, pentru că nu e bine să fie apă în contact cu semințele. De fapt, aici există două teorii. Unii spun să punem semințele împreună cu apă la fermentat, iar alții susțin că semințele trebuie să stea doar în sucul propriu, adică acea gelatină care îmbracă semințele și care se desprinde foarte greu. Eu prefer să urmez recomandările specialiștilor de la stațiunile legumicole de la Buzău și Bacău și să las semințele la fermentat fără să adaug apă. Cu ajutorul unui cuțit bine ascuțit sau cu zimți, roșiile se taie în două, de-a latul sau de-a lungul. Putem scoate semințele extrăgându-le cu degetul din lojele seminare sau pur și simplu să strângem de fiecare jumătate până vedem că au ieșit semințele cu tot cu gelatina din jurul lor. Acoperim bolul bine ca să nu se strângă musculițe și îl lăsăm la temperatura camerei. După 24 de ore, dacă observăm că s-a format un strat fin de mucegai și simțim miros de fermentație, putem să trecem la etapa următoare, spălarea semințelor. Răsturnăm conținutul bolului într-o sită și spălăm semințele ușor sub jet de apă. Apoi le răsturnăm într-un bol cu apă și vom observa că semințele care nu sunt maturizate și alte resturi se vor ridica la suprafață și le vom putea elimina foarte ușor. Semințele bune care vor germina anii următori rămân pe fundul vasului. Scurgem apa cu semințele imature și celelalte resturi și trecem semințele bune într-o sită. Eliminăm apa cât mai bine posibil, chiar și cu ajutorul unor șervețele, și apoi le răsturnăm pe o suprafață uscată,
care poate fi hârtie de copt, o suprafață de plastic sau una de lemn, așa cum folosesc eu. Lemnul absorbe mai bine umiditatea și astfel semințele se usucă mai repede, ceea ce este foarte important ca să nu germineze. Întindem semințele cât mai bine și punem o etichetă cu soiul și anul recoltării. Putem să le așezăm chiar și la soare pentru câteva ore, dar protejate de vrăbiuțe și alte ciripitoare mâncăcioase. După câteva zile bune, timp în care se usucă foarte bine, așezăm semințele în plicuri de hârtie, în cutiuțe de carton sau pungulițe de pânză, orice material care să le permită să respire. Nu uităm să scriem numele soiului și data recoltării. Între timp, am recoltat semințe și de la alte câteva soiuri de roșii din grădină, doar de la cele care mi-au plăcut. În fiecare an testez câteva soiuri noi. E fascinant câte culori, forme, aspecte, gusturi, arome pot avea soiurile de roșii. În mod sigur, sunt pentru toate gusturile. E bine să lucrăm pe rând cu fiecare soi de roșie în parte și cu mare atenție, de la spălare până la etichetare, ca să evităm amestecarea accidentală a semințelor. Dacă vrei să vezi cum am făcut anul acesta răsaduri în casă, cu care am umplut grădina BioLegumix, dă click pe videoclipul de pe ecran. Și nu uita să te abonezi la canal pentru a vedea noutățile imediat ce apar.